Ghimbirul ajută la arderea grăsimii prin accelerarea metabolismului și oferirea senzației de sațietate. Scorțișoara crește temperatura corpului, provocând același efect. Cine nu are puțină grăsime acumulată în zona taliei? Pe măsură ce înaintăm în vârstă, metabolismul încetinește, mai ales la femei, fiind normal să depozităm grăsime în această zonă a corpului, precum și să reținem apă în organism. Vrei să afli un tratament pentru grăsimea abdominală? Oare chiar este posibil să luptăm împotriva ambelor probleme în același timp, să eliminăm și apa și grăsimea în exces? Desigur, însă nu există niciun leac minune. Este vorba despre un tratament pentru grăsimea abdominală simplu și sănătos, pe care trebuie să-l urmezi în fiecare zi. Uneori, cele mai simple lucruri oferă cele mai bune rezultate, mai ales în cazul plantelor medicinale. Dar la ce anume ne referim când aducem în discuție plantele medicinale? Popădia este una dintre cele mai eficiente plante pentru arderea grăsimii. Potrivit specialiștilor, partea care contribuie la subțierea corpului este rădăcina. Pe lângă faptul că ajută la curățarea ficatului și a rinichilor, popădia stimulează și producția de urină. În acest fel, reduce inflamarea abdomenului, reglează nivelul de zahăr din sânge și întărește sistemul imunitar. Ghimbirul proaspăt ras. Probabil ai auzit deja despre abilitatea uimitoare a ghimbirului de a scădea grăsimea corporală, de a detoxifia organismul și de a reduce inflamațiile. Scorțișoara. Știe că scorțișoara arde grăsimea din corp, stimulând pierderea în greutate. În plus, este foarte delicioasă, iar în combinație cu anumite alimente sau ceaiuri, scorțișoara reduce nivelul de zahăr din sânge, prevenind creșterea sau scăderea insulinei. Menta. Îți place aroma răcoritoare și delicioasă de mentă? Din punct de vedere medical, menta reduce grăsimea din corp, stimulează digestia, accelerează metabolismul și îmbunătățește funcționarea vezicii biliare, mărind producția de bilă, relatează Doza de Sănătate.ro.